cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm aruncarea tip a zvârlire. Școala aruncării. Tema se adresează clasei a 8 -a, Competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2.4, aplicarea procedelor tehnice și acțiunilor tactice în practicarea globală a disciplinelor sportive studiate. Atletismul cuprinde probe din alergări, sărituri și aruncări. Atletismul în școală. Pentru a realiza un grad corespunzător de însușire a probelor atletice de alergări, sărituri și aruncări, se vor aborda cel puțin trei probe, câte una pentru fiecare categorie. Predarea și exersarea se vor realiza frontal, pe grupe, individual sau combinat în cadrul aceleiași lecții. Locul în lecția de educație fizică este după veriga influențarea selectivă a aparatului locomotor sau după dezvoltarea calităților motrice, viteza sau îndemânarea, capacitățile coordinative. Nu este recomandată planificarea în aceeași lecție a deprinderii motrice alergarea de viteză cu dezvoltarea vitezei, respectiv viteza de deplasare, sau a deprinderii motrice alergarea de rezistență cu dezvoltarea rezistenței. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări. Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Conform programei școlare, formarea competențelor specifice clasei a 8 -a, atletism, cuprinde următoarele elemente de conținut. Alergări, sărituri, aruncări și evaluarea. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, avem o probă la alegere din cele prevăzute în programa școlară. În clasa 8 -a, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice probelor de aruncări din atletism cuprinde Elemente din școala aruncării Aruncarea mingii de oină cu elan Cunoștințe despre arbitraj, organizare și conducere în desfășurarea probelor Informații cu caracter sportiv Elemente din școala aruncării Clasa 8 -a. Aruncarea reprezintă mijlocul prin care un obiect este proiectat în aer cât mai departe după reguli bine stabilite. Acestea pot fi de tip azvârlire, împingere... Lansare cu o mână sau cu două mâini. Probele de aruncări din atletism de tip azvârlire sunt aruncarea mingii de oină în lecția de educație fizică și aruncarea suliței, de tip împingere, aruncarea greutății și de tip lansare, aruncarea discului și aruncarea ciocanului. Fazele aruncării 1. Priza și mișcările preliminari 2. Elanul 3. Efortul final 4. Redresarea după aruncare Aruncarea tipa zvârlire Se poate folosi în basket, fotbal, handbal, oină, ruibitag, jocuri de mișcare, atletism, respectiv aruncarea mingii de oină și aruncarea suliței, dezvoltarea calităților motrice și formarea unor deprinderi de manipulare de tip propulsie. Aruncarea tipa zvârlire cu două mâini Obiectele folosite în aruncare se țin cu amândouă mâinile deasupra, lateral stânga sau dreapta capului, cu coatele întinse sau îndoite. Mecanismul tehnic. Stând depărtat cu fața spre direcția aruncării, un picior înaintea celuilalt, mâinile țin o minge deasupra capului. Se execută o arcuire lăsarea trunchiului pe spate cu deplasarea brațelor spre înapoi, greutatea se deplasează pe piciorul din spate. Se împinge puternic în piciorul din spate trunchiul și brațele se mișcă în viteză spre înainte, mingea fiind azvârlită cu forță și viteză. Efortul final este realizat prin mișcarea de biciuire din articulațiile pumnilor. Greșeli frecvente. Brațele nu acționează, nu trag suficient asupra obiectului, umerii se ridică și se crispează, genunchii rămân îndoiți. Structuri de exerciții. Din stând depărtat, lateral cu fața pe direcția de aruncare, azvârlirea unor obiecte, mingi de diferite dimensiuni și greutăți, spre înainte sus, cu două mâini la un partener, fără îndoirea sau cu îndoirea genunchilor. Același exercițiu, dar azvârlirea să fie cât mai departe, fără răsucire sau cu răsucirea ușoară a trunchiului. Același exercițiu de azvârlire, dar proiecția mingii să fie pe un zid, iar sarcina elevului este de a prinde mingea după momentul de ricoșare. Din așezat sau stând pe un genunchi sau culcat facial, culcat dorsal, etc., azvârlirea unor obiecte înainte, sus, cu două mâini, la un partener. Și, în final, concurs de aruncări azvârlite. Indicații metodice. Se recomandă ca exercițiile să se execute în formații de câte 2-4 elevi, cu distanțe mici, 4-5 metri, apoi acestea crez la 10-15 metri, în funcție de posibilitățile elevilor. Numărul de aruncări va fi invers proporțional cu greutatea obiectului, adică număr mic de aruncări în cazul în care greutatea obiectului este mare și invers. Aruncarea tipa zvârlire cu o mână. Mecanismul tehnic. Stând cu umărul și piciorul opus brațului de aruncare spre înainte, talpa este orientată spre direcția de aruncare. Piciorul celălalt este fandat spre înapoi, talpa este perpendiculară pe direcția de aruncare, greutatea corpului este pe piciorul din spate. Brațul aruncător este orientat spre înapoi jos, în prelungirea axei umerilor. Se execută o mișcare de impulsie din piciorul din spate, răsucirea șoldului, trunchiului și umărului din față, concomitând cu ducerea brațului aruncător îndoit pe lângă ureche și se azvârlește obiectul peste umăr înainte sus. Efortul final este realizat prin mișcarea de biciuire din articulația pumnului. Greșeli frecvente. Brațul de aruncare rămâne permanent întins și este foarte încordat, trunchiul rămâne în extensie sau pe verticală pe tot parcursul aruncării, umerii se ridică, se crispează, nu se execută mișcarea de biciuire a brațului, traiectoria este prea înaltă sau prea joasă. Structuri de exerciții. Din stând depărtat cu fața pe direcția de aruncare a zvârlirea unor obiecte ușoare la partener cu sau fără îndoirea genunchilor, din stând depărtat cu fața pe direcția de aruncare a unor obiecte cu sau fără răsucirea trunchiului, același exercițiu cu sarcina de a arunca cu un singur braț la perete, la distanță și sau la țintă. Se poate executa și din poziția stând pe un genunchi. Același exercițiu cu sarcina de a arunca cu brațul neîndemunatic la perete, la distanță și sau la țintă. În final, concurs de aruncări a Indicații metodice. Se recomandă ca exercițiile să se execute în formații de câte 2-4 elevi la distanțe de 7-10 metri, apoi acestea cresc la 15-17 metri în funcție de posibilitățile elevilor. Numărul de aruncări va fi invers proporțional cu greutatea obiectului, număr mic de aruncări în cazul în care greutatea obiectului este mare și invers. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.